Sunt Tatiana Andrieș și astăzi sunt din nou alături de dumneavoastră pentru a vedea ce putem face cu un pic de fir, indiferent culoarea alb, culoarea roșie, ce culoare doriți dumneavoastră, și cu două globuri din acestea de polistiron. În afară de aceasta vom avea nevoie de croșet. Eu voi lucra cu croșetul numărul 3. Vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de un pic de fir de lame, cine dispune, fie culoarea argintului, fie culoarea aur, culoarea galbenă, acul pentru cusut lână, câteva pămblicuțe, cum doriți, culoarea roșie, culoarea verde, alb, și un pic de lipici și lichid. Și bineînțeles vom avea, dacă nu, puteți folosi foarte bine lipiciul la cald, nicio problemă. Vom avea nevoie deci de acestea și de un pic de răbdare. Haideți să începem să îmbrăcăm acest glob mai mare. Eu îl voi pune aici deoparte pentru moment, voi pune să stea fix. Și voi începe să lucrez. Voi lăsa o bucată de fir un pic mai lung. Voi face primul picioruș, primul ochi de lanț, scuzați, întotdeauna mă exprim cu picioruș. Primul ochi de lanț de început, după care vom începe să facem ochiuri de lanț. Atât cât avem nevoie să înconjurăm globul. 12, 13, 14, 15. Eu am ajuns la un număr de 33 de ochiuri de lanț. Acum voi vedea dacă am suficiente pentru a înconjura globul pe partea din mijloc. Nu, va fi nevoie să mai fac câteva ochiuri de lanț. 35, 36, 37, vedem acum. Îmi trage un pic bine. Voi face alte două ochiuri. Deci am un total de 40 de ochiuri de lanț. Ochiurile de lanț depind în funcție de mărimea globului pe care doriți să-l îmbrăcați și de grosimea firului. Dumneavoastră va trebui întotdeauna să măsurați partea, exact partea din mijloc, atât cât să înconjoare globul. Acum din nou îl voi da un pic deoparte. Din acest moment voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu. După care iau firul odată pe croșet și mă întorc. Voi face 1, 2, 3, voi intra în cel de-al patrulea ochi de lanț și voi face un picioruș dublu. Și voi continua din nou în următorul ochi de lanț, picioruș dublu. Deci acest prim rând totul va fi lucrat în piciorușe duble. Eu sper să vedeți ceea ce fac. Piciorușe duble până la capătul rândului, iar apoi ne vom întoarce cu un model simplu pe care toate dintre noi îl cunoaștem. Nu este nevoie de prea multă muncă și de aceea am vrut să lucrez aceste modele, pentru că sunt modele pe care fiecare dintre dumneavoastră le cunoașteți, însă cred că nu
Nu ați avut această idee de a le folosi în modul în care să putem îmbrăca globurile cu care ornăm bradul de Crăciun sau chiar și diferite aranjamente care le putem așeza în mijlocul mesei. Deci vom merge până la capătul rândului cu piciorușe duble. Ne întâlnim la capătul acestui rând pentru a continua. Piciorușe duble. Am ajuns la capătul rândului, deci am lucrat tot piciorușe duble. Acum voi face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucrul, voi lua firul odată pe croșet și în primul picioruș voi lucra în relief. Deci voi intra prin spatele piciorușului, voi trage firul și voi face un picioruș dublu. Firul pe croșet, următorul picioruș îl lucrez în mod normal. Firul pe croșet, următorul picioruș voi intra din nou. Firul acesta și voi face piciorușul dublu. Următorul în mod normal. Următorul, deci vom intercala odată un picioruș dublu în relief, iar următorul îl vom lucra în mod normal. Puteți lucra cu orice tip de fir, cu firul de care dispuneți, în culorile în care doriți. Eu am ales culoarea albă pentru că îmi place albul foarte mult. De fapt, îmi place și roșu, dar cel mai mult pentru brad îmi place să ornamentez cu alb. Sau dacă aleg o altă culoare, toate ornamentele să fie de aceeași culoare, nu culori diferite. Și în felul acesta vom lucra până la capătul rândului, deci un picioruș dublu luat în mod normal, lucrat în mod normal, iar celălalt lucrat în relief. Acesta este modul. Vom lucra până la capătul rândului, singure, pentru că acum ați văzut modul în care se poate lucra. Vă mai arăt o dată. Este foarte simplu. Sunt modele pe care cu siguranță le-ați întâlnit în lucrările pe care le-ați lucrat până acum. Apoi continuăm. Felul acesta. Eu acum mă voi opri video. Uitați-vă cum se prezintă. Pentru că mi-a ore întregi să le încarc. Voi continua până la capătul rândului și ne întâlnim din nou să continuăm. Am ajuns la capătul rândului, voi lucra aici și ultimul picioruș dublu, cel cu care am început. Acesta lucrat în mod normal, piciorușul dublu. Acum voi face din nou 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucrul și în corespondența piciorușului normal, pentru că se observă care este, vom lucra un picioruș dublu în mod normal. În felul acesta. Luăm firul din nou pe croșet,
în corespondența piciorușului care este în relief, vom lucra un picioruș dublu în relief. Apoi voi continua cu un picioruș dublu normal. Deci, în același mod, vin intercalate toate piciorușele. Din nou, în relief. Este foarte ușor de recunoscut piciorușul care este în relief. Aici mă refer la doamnele începătoare, pentru că se cunoaște, se simte și la mână. Uitați-vă cât de simplu. Nu este nevoie să scădem, nu este nevoie să înmulțim. Vom lucra în felul acesta până când vom avea înălțimea necesară pentru a îmbrăca globul. Depinde de mărimea globului. Dacă este mai micuț, faceți, bineînțeles, mai puține rânduri. Dacă este mai mare, faceți în funcție de înălțimea globului dumneavoastră. În același fel, puteți îmbrăca și acele globuri transparente, care se găsesc cu siguranță și acelea la Jumbo, în magazinele de specialitate. Acum și acasă se găsește o gamă variată de produse care pot fi folosite pentru anumite decorațiuni, pentru tot tipul de decorațiuni. Și continuăm în felul acesta. Ați văzut cum procedăm la capătul rândului, lucrăm în mod normal, exact ca și cum am croșeta o bluziță, de exemplu. Acesta este procedeul. Acum eu voi continua la fel și dumneavoastră, până când voi avea măsura necesară. Deci în momentul în care eu voi pune globul, el trebuie să fie îmbrăcat totul. Așa. Când vom ajunge în acel punct, vom continua cu lucrarea și veți vedea modul în care vom închide care vom aranja în interior globul. Repet foarte mult cuvântul. Uitați-vă în felul acesta. Vorbind așa, aproape am ajuns la capătul rândului. Acum vom continua singuri. Uitați-vă ce frumos se prezintă și pe o parte și pe cealaltă, și pe față și pe dos. Vom continua singure, iar când ajungem la înălțimea necesară, ne vom reîntâlni pentru a închide lucrarea. Eu am lucrat 5 rânduri. Am ajuns la capătul celui de-al 5-lea rând. Voi pune globul aici în interior și voi vedea dacă am înălțimea necesară. Bineînțeles, nu trebuie să fie foarte, foarte larg. Uitați-vă, am destul spațiu pentru a-l închide și pe o parte și pe cealaltă. Acum vom continua să facem pasul următor. Scurtăm firul. Voi închide acest rând în mod normal, sub bucată de fir mai lung. Pasul următor este să coasem între ele cele două părți, cele două capete ale lucrării.
vom coase acul gros pentru lână pe care vi l-am prezentat la început și vom începe să coasem unind fiecare picioruș în parte. Deci vom prinde picioruș cu picioruș, ochi cu ochi și vom închide până la capătul rândului, vom coase. Cred că este cel mai ușor mod de a lucra, mai ales pentru doamnele începătoare, de a lucra acest tip de modele. Nu este nevoie de mulțit, așa cum vă spuneam, nici de mulțit, nici de scăzut, doar se lucrează în linie dreaptă și apoi veți vedea că sfârșitul va fi... Sfârșitul lucrării va fi foarte frumos. Cu siguranță vă va plăcea, cu siguranță îl veți lucra. Cel puțin mie mi-a plăcut această idee foarte mult și cred că o veți îmbrățișa și dumneavoastră cu plăcere. Așa cum vă spuneam de multe ori, trebuie să inventez, să vin cu noutăți, pentru că acum canalele de YouTube toate lucrează diferite modele de globuri, de clopoței, de ornamente, steluțe, îngerași și nu vreau să încalc teritoriul nimănui. Am ajuns aici la capătul rândului. Aici voi întări un pic, face un nod 2 pentru a da stabilitate lucrării. Acesta voi scurta firul, trebuie să fiu atentă pentru că altfel îmi alunecă jos globul. Dăm deoparte capătul de fir pe care îl vom ține. Am cusut, acum voi introduce înăuntru glob. Iar acum voi coase la capete. Din nou pun acul. Sper că nu m-am deplasat de aici, să puteți vedea. Voi intra în fiecare ochi cât mai des posibil și voi coase în mod normal, trăgând și firul în același timp. Strângând un pic lucrarea. Sper că reușiți să vedeți. Trebuie să fiți atente în momentul în care începeți să nu fie nici prea multe ochiuri, să nu fie circumferința prea mare, pentru că atunci nu va sta bine pe suport, să spunem așa. Ajunse aici, la capăt, vom închide, vom coase un pic, vom da câteva puncte cu acul.
modul în care să dăm stabilitate lucrării și să închidem lucrarea în același timp. Așa, uitați-vă cât de simplu se poate ornamenta și cât de ușor se poate lucra. Voi face un nod, cel de-al doilea, și voi scurta firul. Acum voi trece la celălalt capăt, voi face un nod, așa, voi începe de aici, de unde am unit, voi face, voi trece de două ori cu acul, pentru a-i da siguranță, și din nou în același mod voi îmbrăca globul de partea aceasta. Simplu, frumos, elegant, ușor de realizat. În cazul în care nu reușiți să aveți acest tip de globuri, fie de polistirol, fie de plastic, chiar le puteți umple cu melană. Destul cât să măsurați după mărimea unui glob normal și le puteți, după ce ați închis partea de jos, puteți umple cu melană foarte ușor. Ia uitați-vă. Acum nu mi rămâne decât să închid și aici lucrarea. Trebuie să lucrez în modul acesta, pentru că dacă ridic mâna, lovesc camera și se deplasează din locul ei. Face un nod, voi face pe cel de-al doilea pentru a da stabilitate lucrării. Uitați-vă, am ajuns la capăt, ia uitați-vă ce frumos se prezintă. Uitați-vă ce frumos se prezintă. Model deosebit care nu necesită multă muncă. Acum vom continua prin a pune aici firul cu care vom atașa în brăduț globul. Voi tăia un pic din acest fir de lame. Cam cât consider eu că aș avea nevoie. Eu nu las un fir prea lung pentru că nu-mi place să atârne prea mult în jos. Voi face un nod și aici. Voi intra aici undeva în mijloc, nu are importanță exact locul de unde intru. Important este ca la urmă să fie totul fixat cum trebuie. Facem felul acesta. Voi intra și această parte. Lucrez în felul acesta pentru că doresc să ascund bine capătul de fir. Îl voi trage în sus atât cât consider eu că am nevoie. Acum din nou voi face
un nod. Aici fix sunt bine. Atenție, firul de rame se desface. Așa, îmi trag acest capăt. Voi scurta, voi da un pic de o parte. Am pus anume această planșă pe masă, pentru că este colorată, puteți vedea foarte bine. Acum voi ascunde acest capăt de fier intrând așa cu coada acului. Vedeți? Voi trage. Un pic firul. Nodul l-am făcut, ați văzut. Așa, în felul acesta. Voi tăia și acest capăt de fir, iar acum îl vom decora. Ia uitați-vă. Vom decora cu pămblicuță culorile care le doriți dumneavoastră. Voi folosi această pămblicuță de seta. Are o lățime de 2 cm și jumătate. Voi tăia modul în care să fac un nu am o măsură anume, după cum vedeți. Deasupra voi pune un pic de verde și această pânglicuță are 2 cm și jumătate de lățime. Sunt mulțumită. Așa cum știți, de multe ori v-am arătat modul în care putem face fondiță perfectă. Voi folosi un pic din lipiciul lichid. Bineînțeles, acum ne vom murdări, dar nu are importanță. Vom lipi un pic unghiile, nu e nicio problemă. Voi pune un pic această clămiță să dea stabilitate. Voi pune în felul acesta să nu lipesc de masă. Voi face și cea de-a doua fundiță. În felul acesta nu trebuie să ne chinuim să măsurăm, să facem pe deget. Voi pune și aici un pic de lipici lichid. Ține bine. Voi pune și aici pe spate. Voi veni și voi lipi peste fondița albă. Le voi ține un pic apăsate să se lipească între ele. În acest timp voi scurta un pic pămblicuța în
verde, în modul în care să lăsăm un pic de spațiu și pămlicuței albe să se vadă. Cu bricheta vom sigila un pic pămlicuța să nu se desfacă, pentru că aceste ornamente le vom folosi chiar și anul următor. Acum voi aplica un pic din lipiciul lichid aici. Voi atașa pămlicuțele mele. Pentru a completa, pentru a avea o imagine cât mai plăcută, voi pune această floricică, ornament, care este cumpărată. Se pot face și acasă, însă timpul ne presează acum, în felul acesta. Iar acum ultimul lucru pe care îl vom face va fi să vedem dacă lucrarea se vede, se observă. După cum vedeți, este un pic cam lungă pămlicuța pe care am tăiat-o, pe care am folosit-o. Atunci eu voi veni și voi tăia din nou din ea o altă porțiune. Felul acesta și de aici un alt pic. Așa. Voi intra un pic și de aici, pentru că vreau să se vadă și globul și lucrarea în sine. Aceasta este ceea ce am vrut să vă prezint acum. Acesta este globul nostru. Sper să vă placă. Sper să-l lucrați cu plăcere. Dacă nu vă place această fundiță, puteți să nu o puneți. Puneți un simplu ornament. Eu am vrut să vă arăt modul în care se poate executa. Sunt Tatiana Andrieș și ne vom reîntâlni cu un alt model de glob lucrat din nou foarte ușor, un model pe care îl pot executa cu ușurință doamnele începătoare. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine pe acest canal de YouTube. Datorită dumneavoastră am ajuns și am trecut deja de 1000 de abonați. Vă mulțumesc foarte mult! Vă îmbrățișez cu drag, voi urca acest tutorial duminică dimineață, de aceea, chiar dacă acum este seară și târziu, eu vă urez o zi frumoasă, o duminică binecuvântată și vă aștept alături de mine. O zi bună tuturor, la revedere!